De fiecare dată când intri pe internet, se întâmplă ca acesta să vomite înspre tine reclame la fel și fel de cursuri. Nu mai poți să te plimbi prin spațiu virtual, că te trage câte unul de mânecă, că dacă nu cumva vrei să te înveți să agăți, să faci bani, să devii influencer, să ajungi vlogger de succes, să te înveți Forex, să ai succes în afaceri. N-au ia drag de demonșuruburi câte cursuri poți să găsești pe net. Cursuri făcute de niște oameni care te tratează de parcă ai fi o larvă și îți induc ideea că trebuie să te transformi într-un fluture, să treci la următorul nivel. Și cum să faci asta dacă nu prin metamorfoză, care este reprezentată de, ai ghicit, cursurile lor. Reduse la preț, așa că profită de ocazie. Mai sunt doar câteva locuri libere. Sunt o grămadă de scamatori care au înțeles că una dintre cele mai legale și simple metode de făcut bani este să vinzi cursuri. Scamatorii trebuie să le facă și să le vândă, pentru ei nu contează ca la sfârșit cei care le-au cumpărat să aibă un bagaj semnificativ mai mare de informații veritabile care îi pot ajuta în domeniile despre care sunt cursurile. Nu, le fac după ureche. Și mai sunt și o mână de oameni care au intenții bune și au creat niște cursuri pe bază reală de informații și de explicații clare care îți vor fi de folos. Ori dacă nu, măcar au avut intenții bune. Iar eu sunt aici să vă zic, din punctul meu de vedere, care dintre ele sunt cursuri din care ai ce învăța și care merită achiziționate și care sunt o pierdere de timp și de bani, adică niște scursuri. Primul curs despre care trebuia să discut era cel al lui Alexandrescu. Cum site-ul de unde puteai să-i cumperi cursul de vlogărie e picant de mai bine de 2 luni de zile, ne dăm seama cam cât succes a avut. Dar eu tot am vrut să-l cumpăr, ba chiar am discutat și cu Alexandrescu pe Instagram, însă când a fost vorba să-l cumpăr, Alexandrescu s-a făcut mai dispărut chiar și decât bunica sa. Așa că am trecut la următorul curs, și anume cursul despre cum să fie amuzant, al lui Bujor, care la fel n-a vrut să mi-l vândă. Amuzant, nu? Oare ce au de ascuns oamenii ăștia încât refuză să-mi vândă cursurile lor și să nu-mi ia banii? Oare sunt imuni la feedback? Oare le-i așa teamă de mine? Așa că v-am întrebat printr-un story pe Instagram ce cursuri ați vrea să cumpăr, că pe lista mea mai erau doar 2 și nu voiam să încep cu niciunul dintre ele seria asta. Și dintre recomandări am ales să încep cu un curs predat de Loren Login, curs fashion și lifestyle la 299 de lei, care n-are nicio descriere, ci pur și simplu este. Și trebuie să-i deduci vag din titlu despre ce este, însă am renunțat la a cumpăra și discuta despre cursuri respectiv, pentru că între timp am văzut că au apărut alte cursuri de la Loren pe care nu le văzusem până acum pe site-ul lui, curs de relaționare, cât și curs de dezinhibare emoțională, pe care l-am cumpărat și am zis să dezghiț apele cu el. Până recent, Loren a fost pentru mine ca și o capibara, am auzit vag niște chestii, dar nu mi-a stârnit interesul încât să caut și să aflu mai multe despre. Așa că mai întâi m-am pus să aflu cine este Loren Login și ce are de zis. Vag. Loren face videoclipuri pe YouTube din 2013. Salut! Iar din descrierea canalului, aflăm că ăsta este locul unde să afli totul despre seducție, cum să vorbești cu o femeie, cum să atragi o femeie, cum să o faci să se îndrăgostească de tine și cum să te asiguri că formați un cuplu superb lipsit de probleme. Și i-am urmărit cursul de dezinhibare emoțională, pentru care am plătit 400 de lei. Iar Loren, spre deosebire de Alexandrescu și Bujor, nu s-a sfiit, ba chiar mi-a dat și un mail și mi-a zis că apreciază conținutul meu și că dacă ar fi știut, din respect mi-ar fi dat acces la acest curs pe gratis. Însă, e munca omului și la sfârșit vreau să fiu plăcut surprins de raportul conținut-preț, ori indignat că am dat cei 400 de lei. Consider că așa este cel mai fair play și înainte să trecem la curs, am zis să urmez o tactică de abordare pe care Loren o descrie drept a fi genială. Gratis. O tactică luată din comentariile lui, care sună în felul următor. Cineva i-a zis, salut bro, mi-a acceptat tot tipul cererea pe Facebook acum vreo 4 zile și aș vrea să mă bag în seamă cu ea. Aș putea să deschid conversația cu, bună, am observat în pozele tale că transmiți o energie faină. Aș fi bun sau e ciudat? Dă-mi o idee, baftă în ce faci, inimioară. Iar Loren i-a zis, e genial. Am pus în aplicare această abordare, după cum v-am zis, și asta a fost roada ei. Da. Hai să trecem la curs. Descrierea lui este următoarea. Dacă sunt momente când ieși din casă sau de la muncă și observi că ești în capul tău, simți anxietate și rețineri când vine vorba de a socializa cu oricine, atunci cursul este pentru tine. Dacă vezi o tipă pe care o placi și te gândești că sigur o deranjezi dacă mergi la ea și vorbești, că fie pare grăbită sau stă pe telefon, sau poate chiar vorbește cu cineva la telefon, atunci cursul este pentru tine. Dacă nu știi ce anume să vorbești cu ea când trece prin fața ta, dacă suferi poate de condiționare socială, atunci cursul este pentru tine. Cursul conține 12 lecții pline de misiuni și experimente menite să te facă să te provoci să treci peste pragurile emoționale. Partea bună este că acest curs este realizat atât de bine încât credem că dacă îl parcurgi cu răbdare și succes, cum te îndrumăm noi în videouri, nu-i vei mai avea vreodată nevoie de coaching.
Este un curs 3 în 1 pentru că te ajutăm să treci peste emoții, dar te învățăm și cum să vorbești mai frumos, mai colorat, mai creativ cu femeile și pe lângă să mai oferim și misiuni în dezvoltarea personală. Bun, eu mă consider o persoană destul de echilibrată, cam pe toate planurile, dar poate după cursul acesta o să fiu și mai bine, o să-mi depășesc unele bariere și poate chiar o să o scot pe Laura Jurcanu la un suc. Cine știe? Să începem. Avem, după cum ni s-a zis, 12 lecții care cumulează vreo 2 ore jumătate. Plus un intro în care Loren ba este focusat, ba se defocusează, ba iar este în focus, ba defocusat, foarte deranjant la ochi. Cum este deranjant și felul absurd prin care își mișcă mâinile, iar prinde bine un curs de cum să lase mâinile în pace, că n-au greșit săracele cu nimic. Peste mâine are tras o pereche de mânuși cauciucate și îmbrăcat ca un ospătar. De mă simt de parcă îmi servește o porție de carne de vită fragedă din care se apucă să taie sau să scoate oasele în fața mea. Doar uitați-vă la mișcarea mâinilor. Știu că e o problemă și că atunci când ești în fața camerei îți miști mâinile involuntar și eu am mai făcut asta, însă e enervant de urmărit 2 ore jumătate în care o persoană face asta, mai ales când plătești să urmărești mâinile alea. Tot timpul te uiți la mâini gândindu-te că poate la un moment dat, chiar și din greșeală, face vreo incantație și nu știi de unde răsare vreun portal către lumea cealaltă. Lista cu lucruri deranjante continuă cu detamaiologul cursului, care nu se sfiește și apare pe întreg parcursul, ca nu cumva să uiți despre ce vorbește. Pe fundal alb că am ajuns în 2021 și nu știm să facem background-ul transparent. E complicat. Acum că am stabilit ce e deranjant vizual, să trecem la sunet, care la trecerea dintre cadre este groaznic. Rezonăm la un nivel mai înalt. Ideea e super simplă. Emoțiile au un singur rol și despre asta e vorba. Trebuie să înțelegi că, în primul rând, rutina ta... În rest, este doar mediocru și pe alocuri deloc plăcut. Debitul verbal al lui Loren, în schimb, este ok, n-are inflexiuni în voce, însă la variera este de vină și nu-și face prea bine treaba. Trecând peste chestiile astea care m-au deranjat și care mi-au îngreunat procesul de vizionare, ideea în continuare este super simplu. Ideea este super simplu. Avem 12 lecții și o să vă zic în mare oarecum ce zice în fiecare lecție și o să dau și niște mici pasaje pe care să le comentez. În caz că vreți să aflați tot ce zice în curs, puteți să-l cumpărați. O să spun ce și de ce mi se pare eronat, cât și ce e de bun simț și util din cursul de dezinhibare emoțională. În prima lecție, Loren ne vorbește despre resetarea emoțională, despre cum trebuie să treci peste traumele emoționale prin care ai trecut în viață și să o iei de la zero, să înțelegi că tu trebuie să încerci chestii și să nu stai cu gândul la repercusiuni, despre cum e bine să ai suișuri și coborușuri în viață și despre cum să fii prieten cu eșecul. E bine să ai parte de eșec, două în bară ca să știi ce ai de corectat. Am o recomandare, întinde-te pe jos în văzut tuturor, să te vadă toată lumea, că ții prea mult la părerea societății despre tine și o să vezi că în felul ăsta o să scapi de teama de a fi judecat, pentru că lumii nu prea-i pasă în general. Trecând prin presiunea asta, o să-ți fie mai ușor să abordezi femei. Legat de partea cu eșecul, mi se pare o idee proastă. Poți să-ți dai seama de ce trebuie corectat la tine, în caz că vrei să fii plăcut de cineva și fără să treci din eșec în eșec. Nu trebuie să ieși ca un exemplu din curs cu 4 fete la dating și să o dai în bară cu ele, ca în momentul în care ieși cu a 5-a să fie totul cum ar trebui să fie, că ai învățat din ieșirile anterioare. Poți să întrebi în stânga și în dreapta și să observi în caz că nu ai încredere în tine. Nu trebuie să înveți doar din eșec, mai ales din al tău, și să ieși cu nu știu câte fete la dating ca după aia să se meargă cum vrei tu. Plus, o altă idee greșită din prima lecție este aceea că trebuie să fii prieten cu emoția și să lucrezi cot la cot cu ea. Eu cel puțin unul nu cred că trebuie să lucrezi cot la cot cu emoția, ci mai degrabă trebuie să o înțelegi și să nu te lași condus de ea. Nu lucrezi cot la cot cu nervozitatea și disperarea, dându-i în cap cuiva, ci înțelegi starea și încerci să o aplanezi dacă e cazul. Că despre partea cu întinsul pe jos în mijlocul mulțimii, înțeleg unde bate Loren, însă la fel de bine poți să te mânjești din cap până în picioare cu rahat și să ieși pe stradă, că lumea la fel te va ocoli. Poate de data asta ținându-se de nas. Pur și simplu mi se par niște acțiuni homeopatice. Nu trebuie să faci lucruri greșite și să fii un ciudat ca să-ți dai seama că fiecare om are viața lui și că nu prea-i pasă de tine și de ce faci pe stradă. Iar legat de teama de a fi judecat, nu cred că o să scap definitiv, pentru că de multe ori consider că se leagă și altele de ea, precum bunul simț și conștiința de sine. Deci, nu scap de ea, ci doar reușești să o dezezi. Zic eu, singurul lucru bun din prima lecție a cursului mi s-a părut faptul că a zis că pauzele încetinesc progresul. Însă, e cam în sens. Lecția 2 începe mai bine. Un pas înainte este faptul că a scăpat de mânuși, chit că a rămas cu mișcarea dezordonată a mâinilor. De data asta, Loren ne vorbește despre limbajul corporal. Merge la sală, în felul ăsta eliberezi stresul și tot cortizolul din corp, celula aia care are legătură cu stresul, frate. Trebuie să mergi la sală, pentru că am menționat anterior cortisolul, care este celula aceea care are legătură cu stresul, frate. Mergi la sală ca să te detensionezi. E normal să ai mai multă încredere în tine când știi că majoritatea colegilor tăi au o burtă. Uite așa! Și tu mergi la sală. Dacă eliberezi stresul, vei fi mai natural.
În primul rând, cortizolul nu este o celulă, ci un glucocorticoid, Loren. În legătură cu mersul la sală, ca să te detensioneze, nu cred că Loren se referă neapărat la detensionarea mușchilor, care ar fi dimpotrivă. Că trebuie să-ți detensionezi mușchii fix pentru că ai mers la sală și ți-ai lucrat și detensionarea se face tot prin exerciții, dar de data asta de stretching. Deci, prin referința la sală, Loren se referă la detensionarea psihică, cu care sunt de acord în mare parte, pur și simplu te detensionezi chiar și dacă ești la o plimbare de o jumătate de oră prin natură, doar tu cu gândurile tale. Și categoric îți crește și încrederea în sine mersul la sală, dacă știi ce să faci acolo și ai rezultate. Dar iarăși, astea, deși sfaturi bune, sunt chestii știute de marea majoritate a populației și la îndemână. Nu e nimic care să-mi aducă valoare gândirii și nici măcar nu e ceva ce să aprofundez. Pune-ți căștile în ureche și ascultă-ți melodia preferată până ajungi în loc unde vrei să abordezi. O să ai un vibe bun și o să fii pregătit pentru abordări. Dansează în public câteva minute până intri în acel state of mind. Vei fi observat de fete, se vor uita la tine și îți vor zâmbi. Moment în care trebuie să începi dialogul. Și Loren chiar a făcut asta. Uita și rezultatele. Deci, în 2021, asta este noua metodă de cucerit, să dansezi în public, până poate cade ceva în plasă. Loren, zâmbetele alea pot fi, și am impresia că așa și sunt, de comprezență. Cred că e o idee mai bună să folosim totuși tehnologia și să intrăm pe rețelele de dating. Nu să ieșim astăzi pe griviței la agățat, iar mâine, după blocurile alea noi construite, că știi că se strâng fetele să-și plimbe câinii pe acolo. Chiar aproape demonstrat științific că mai degrabă ai șanse să le opui câinilor pe care îi plimbă fetele decât să le opui lor, cum ai în plan. Câinii sunt mai ușor de impresionat, poate chiar să lase impresionați de dansul tău, mai ales dacă îți mirase mâna Royal Canin. Credeți-mă, încerc să găsesc ceva de bine de zis în lecția asta, că nu-s rău intenționat, dar dansurile lui Loren de împerechiere nu mă ajută absolut deloc. Pur și simplu, principalul lucru bun pe care l-am auzit în lecția 2 este să nu-i să respiri, urmat de este ok să simți o presiune, este ok să te simți judecat de societate, permite-ți să fii judecat. Astea, într-adevăr, sunt vorbe pe care lumea ar trebui să le audă mai des, însă, deși lecția este despre limbajul corporal, Loren nu mi se pare că a zis prea multe despre, ci doar a dat un porcării de masculul alfa face chestia X, masculul beta face chestia Y și în copilărisme că ca să-ți intri în acel state of mind trebuie să te joci o tronul. Lecția 3 este despre tonalitate. Și în sfârșit, Loren a zis niște lucruri care mi-au plăcut. Și anume, când porți un dialog ca, de exemplu, din curs cu o fată pe care o placi, sunt șanse mari să fii tensionat. Și când ești tensionat, ții de sol să ai un debit verbal haotic. Să vorbești prea repede și fără prea multă vlagă, ca și cum ai supăra-o dacă vorbești cu încredere și mai tare. Așa că relaxează-te, că nu te grăbești nicăieri și încearcă să porți dialogul cât mai natural. Însă, Loren a putut să o lase așa, bine cum începuse lecția asta, așa că a făcut un salt logic de la asta, la a spune că deseori, unde vede că e super aglomerat, începe să țipe random chestii precum ce minunat e acest loc, bă! Pentru că în felul ăsta, Loren susține că ți-a tace ego-ul și orgoliul. Practic, te schilodești psihic degeaba. Nu știu de unde are pornirea asta nesănătoasă, Loren, și de ce ține să o dea mai departe, dar e tare ciudat. Și credeți-mă că nu vă ajută cum susține Loren. Nu vreți să atrageți atenția în felul ăsta. Sau cum a continuat să zică, prefăcându-se că se ceartă în public cu un prieten imaginar și e foarte inconfortabil de urmărit din fața PC-ului, dar apoi în realitate. Eroina, okay. Oh, eroina, na. Cred că niște autoreflecție pentru Loren nu ar strica. Să stai după ceva timp și să-ți urmărești conținutul la rece și să îți accepți greșelile. Că astea nu mi se par sfaturi de urmat, ci niște greșeli logice. A patra lecție începe cu un amalgam de idei. Că Loren a fost în club, s-a dus la diverse tipe și le-a zis că este teamă să fie refuzat când abordează, așa că dacă poți să-l refuze ca să conștientizeze tiparul. Nu înțeleg de unde pornirea asta lui Loren de a fi schingiuit și că doar prin schingiuire poți să faci lucrurile să meargă. Nu știu ce i-a adus echilele astea și de ce nu poate să se comporte normal și să abordeze, iar dacă este refuzat, bine, dacă nu și mai bine. Mă deranjează și mai tare că ține să precizeze că de multe ori nu este vina ta că ești refuzat când abordezi. Dimpotrivă, eu cred că de multe ori e fix vina acelui care abordează, că totul ține de percepție și de ce impresie lași. Continuând pe parcursul lecției, Loren zice și niște idei decente și mai duce discuția pe drumul bun, zicând că este bine să conștientizezi ce simți și să te exteriorizezi, să-i spui că o placi și că ești emoționat, în loc să încerci să lași o impresie falsă. Iar după, ne zice că trebuie să facem flotări în metrou ca să se uite lumea la noi. Alternativ, să ai o sticlă de vin și două pahare și să o scoți pe o fată de acolo din metrou la un instant date.
oameni buni. Nu bezi din sticla unui străin insistent care faportează în public, mai ales în metrou. Pur și simplu, mie nu-mi vine să cred că astea sunt sfaturi pe bune. Am verificat și webcam-ul, că mă gândeam că e vreo șmecherie la mijloc și că atunci când urmăresc cursurile se pornește automat, iar Lorene vede fețele și se te vălește pe jos de râs și că dă sfaturile astea la mișto. Dar nu este așa. Calibrează-ți emoțiile pentru că o poți sta în extreme. Ca de exemplu, nu exagera să faci glume 24 din 24, să încerci prea tare să fii amuzant, pentru că poți fi considerat un joker. Încearcă să găsești un echilibru și susțineți mereu punctul de vedere, indiferent de părerea celor cu care ai ieșit. Nu te mula pe placul lor că o să fie un fals și un mascul alfa nu face asta niciodată. Nu-și pierde identitatea. Exceptând, evident, prostia cu masculul alfa, în sfârșit, Loren zice și chestii majoritar bune într-o lecție, chiar dacă îmi pierdusem orice speranță și nu așteptam. Acum, din toată treaba asta, e bine să înțelegi că e bine să îți susții întotdeauna punctul de vedere dacă nu e greșit și ești convins de ce susții. Ca de exemplu, mi se pare că e greșit să susții că e bine să pari în ciudat și să faci flotări în metrou și să inviți fetele să bea un pahar cu tine în metrou, în timp ce ți se prelinge transpirația de la flotările proaspăt făcute. Pe sfârșit de lecție mai zice că e bine să observi când o parte din oamenii cu care ai ieșit nu e interesată de discuțiile nișate, precum cele despre fotbal, și să încerci să diversifici subiectele. Iarăși niște chestii de bun simț. Prefer să faci asta decât să te prefaci că te cerți cu prietenul imaginar, cum intuia Loren să facem într-o lecție precedentă. Contrazicere. Ăsta e cuvântul care se descrie în începutul lecției 6. Loren ne zice că nu putem controla emoțiile, ca după 5 minute să ne zică că putem să le manipulăm și să decidem când să le simțim. Adică, dacă e să mă întreb pe mine, asta înseamnă a le controla în mare parte. Apoi continuă spunând că un mascul alfa știe când se refuze și nu se dă înlături după nimic. Un mascul alfa nu poate fi îngenunchiat de o femeie. Un mascul alfa știe ce înseamnă stima de sine. Acum, mie nu mi se pare că un tip are prea multă stimă de sine dacă faci orice chestie penibilă pentru a atrage atenția oamenilor și de a părea un ciudat. De a se te voli pe jos în mijlocul mulțimii, de a vorbi cu așa zis și prieteni imaginari, de a vorbi singur, de a părea disperat după atingere feminină și de a-și face un scop în viață din a aborda orice tipă. Și nici nu mi se pare un mascul alfa. Mi se pare că masculul ăsta alfa despre care ne vorbește Loren este în antiteză cu multe lucruri spuse în cursul ăsta. Ca de exemplu, o altă chestie, nu cred că un așa zis mascul alfa, după cum zice Loren, va opri o tipă random pe stradă și va zice că lui se pare că merge tipa cam cum o noată un căluț de mare. Nu mă întrebați cum Loren a zis asta, iar apoi se va pune pe jos imitând unul, în caz că fata abordată nu știe cum unată căluții de mare. Și că este o idee bună și să oprești pe random pe stradă și să le ceri în căsătorie, ori să le întrebi în glumă unde e direcția spre inima lor. Da, sfaturile astea vin teoretic de la un om în toată firea, nu de la verișorul Nelu, în timp ce el iei de la grădiniță. Iar ideile astea tâmpe le zice ca să clădească și mai tare ideea că nu contează ce crede societatea despre acțiunile tale. Pur și simplu o ține pe ideea asta atât de des, încât lasă impresia că îi pasă exagerat de mult despre ce crede societatea, însă vrea să mascheze cumva acest lucru. Acum, este și o reacțiune în ce zice Loren, că ar trebui să depune mai mult efort în interacțiune și relații, însă interacțiunile și relațiile deseori se disipă, dar cuțipe frontul ăsta de a face chestii ieșite din comun, care vor fi incomode pentru persoanele pe care le abordezi sau cu care ieși, la o plimbare, la un restaurant, ori la medicul psihiatru, că iar ai uitat să-ți dea rețeta pentru pastile, abordează zilnic tipe. Dacă e ceva cu care am rămas până în momentul ăsta din curs, este ideea asta repetată cu care și începe lecția 7. Pur și simplu pare ideea ideală, în principal, pentru niște tipi obsedați și disperați. Îmi imaginez cum ne tremură mâna când au mai abordat o fată pe stradă, dansând în jurul ei, ori făcând flotări în fața ei de 5 ore. Dar pe parcursul lecției, sfatul de bun simț primit de la Loren este să lași tipa în pace, dacă îți dă de înțeles că e ocupată. Poate îți dă numărul de telefon, ori contul de Instagram și se va mai ivi vreo ocazie să discutați. În lecția următoare, în lecția 8, mi s-a părut penibil și deranjant cum aborda el tipe pe stradă și tipele îi ziceau că se duc cu treaba undeva, iar el continua cu: "A, păi lasă-mi un Instagram unde să vorbim mai târziu. Acum trebuie să pleci, îmi place cum arăți." Nu, ideea asta în care nu formulezi o întrebare, ci o spui drept cerință, e de prost gust, că o faci pe tipul să nu aibă prea tare de ales și să fie și mai tensionantă interacțiunea. Poate un îmi poți lăsa, te rog, un Instagram dacă dorești să ne auzi mai târziu? Dacă nu, nu e nicio problemă. Ar fi fost mai de bun simț. I-ai fi dat de ales mai ușor și i-ai fi lăsat de înțeles că ești deschis la a fi refuzat, după cum ai tot zis câteva lecții mai devreme. Acum, ideea este că acest curs este o chimeră tare dubioasă. Auzi niște inepții atât de mari, râzi de ce spune, te simți tu penibil în locul lui din cauza unor situații în care se pune, iar după, de nicăieri, auzi și ceva util care ți-ar fi de folos. Cum ar fi, zic eu, cel mai bun sfat de până acum din cursul ăsta. Trebuie să iei acțiune mult mai repede. Nu plictisi posibilele partenere cu discuții prea lungi și înțelegi importanța timpului. Deci, decide-te mai repede ce-ți dorești cu adevărat și comunică acest lucru.
În sfârșit, Lorena a zis ceva foarte important în cursul ăsta. A trebuit să-l ascult 2 ore ca să ajung la ceva foarte bine. A zis, lecția nouă încep prin a vă spune ceva despre mine și taică-miu, iar după trecem la Loren, că se va lega cu ce o să vă zic. Când eram mai mic și mă plimbam cu taică-miu cu mașina, prin diverse orașe și localități, ocazional saluta pe cineva random de pe stradă, pe care nu-l cunoștea, iar apoi se uita la mine și îmi zicea râzând, îl vezi? Acum probabil o să stea jumate de oră să se gândească cine e ăla care l-a salutat. Taică-miu fiind arab și neavând o față comună, îl cam băga pe cel salutat în ceață, stând să se gândească de unde el știe. Era ceva distractiv pentru noi, care ne amuza și era complet inofensiv. Ceva de genul vrea Loren să faci și tu, să te plimbi cu mașina, iar când vezi vreo tipă să o saluți. Însă să nu-ți continui drumul, ci să aștepți și salutul din partea ei. Iar după să dai din mâini și să dai de înțeles că vrei să discutați. Iar din spusele lui Loren, multe dintre tipele abordate așa, vin ca nebunele la mașină și de acolo pornești discuția. Ori dacă nu, să te duci random la tipe, prin locuri în care evident că vor mai rămâne o perioadă, gen stații de autobuz, și să le saluți. Hei, Corina, ce mai faci? Și după să stai acolo și să dezvolți dialogul. Că doar n-are cum să pleci undeva, doar așteaptă autobuzul. Este nevoită să-ți audă aburelile. Deci, Loren face orice, dar orice, chiar și să pună fetele în situații incomode pe stradă, doar ca să evite rețelele de dating. Cel puțin așa lasă impresia. Ce, rețele de dating? Alea nu sunt pentru mascul alfa. Pur și simplu, mă mir că nu merge pe principiul din epoca paleoliticului. Ce să mai stai la vorbe cu ele? Hai, le dăm direct un par în cap și trecem peste introduceri. Citește poezii. Citești cărți de dezvoltare personală o perioadă de timp. Alocă-ți aceeași perioadă de timp citind poezii. Îți dezvolți vocabularul. Poezia te deschide spre romantism, spre detalii. În felul ăsta vei impresiona și femeile care au mâncat mai multe și sunt mai trecute prin viață. Trecând peste vorba că femeile care au mâncat mai multe, cine ar fi crezut că în Loren se află un mic poet? De la tipul care face flotări în metrou pentru a atrage atenția fetelor, care, la fel, pentru a le atrage atenția, se așează în mijlocul mulțimii diferente, pe trotuarul rece precum carnea congelată din lada frigorifică, care la un moment dat a fost un animal plin de viață care cutreiera câmpiile, Loren a ajuns la atenția la detalii, la poezie. Într-adevăr, nu e un lucru rău ce zice Loren, însă asta nu-ți garantează faptul că o să fii mai romantic și o să descrii lucrurile mai complex și mai drăguț, că citești poezii. Dar prefer să învețe pe clienții asta decât tot ce a recomandat să facă cumpărătorul cursului în lecțiile de până acum. Ultimele 2 lecții. Iată, ne ajungi la sfârșitul cursului. Pe ultima 100 de metri, Lorena zice că ar fi cazul să interacționăm mai mult și mai des. Ei, bună ziua caseriței și fă-i un compliment. Salută-l pe băiatul care îți livrează mâncarea, lasă-l un bacșiș și întreabă ce mai face. Nu doar că o să știi să interacționezi mai bine, dar dacă treci cu tipa cu care te cunoști de o săptămână pe la mini market și o vede pe caseriță că îți zâmbește și că purtați un mini dialog. Dar pe băiatul care va duce șaurmele, că te salută și îți spune pe nume și că pare că te respectă ceva mai mult. Oare ce impresie o să lași? Lăsând faptul că e destul de comic, nu zice chiar așa de rău. E ok să saluți oamenii și să porți scurte discuții dacă vezi că nu e o coadă în spatele tău la minimarket, caz în care doar ai încurcat-o pe caseriță. Sau dacă curierul Glovo nu dă din picior, dând semn că se cam grăbește, că stă de 5 ore și el cam dorșalele. Deci, repet, nu zice rău. Și nu în ultimul rând, ultimul sfat este acela să ne luăm prietenii cu noi la abordat, în caz că nu avem suficientă încredere în noi. Mai un cot în mână, mai un îndemn de la el, o provocare, poate faceți amândoi flotări în metrou și vorbiți cu prietenii imaginari. Știți cum decurg lucrurile. Iarăși, eu cel puțin aș fi de acord cu sfatul ăsta. Păi, mă, Loren, ori suntem masculi alfa, ori nu mai suntem. Imaginează-ți doar, 2 tipi pe o stradă, Loren cu prietenul lui, merg în direcție opuse cu o tipă care merge precum în luat un căluț de mare. Unul îi dă cot celuilalt, ia uite-o bă pe asta, ia fă-i ochi dulci. Tu scoți zahărelul din buzunar, îl freci prin palme și dai pe la ochi tipei. O glumă, la fel de proastă precum sfatul ăsta, de a lua un prieten cu tine la agățat. Dacă te decizi să ieși să abordezi fete pe stradă, deși sunt alte alternative mai bune, ieși singur. O să fie mai puțin ciudată interacțiunea, iar fata nu va fi atât de presată. Acum înțeleg că a fost ceva muncă în a realiza cursul și că în procesul de a-l face a fost probabil 1% inspirație și 99% transpirație. La propriu. Însă pe mine unul nu m-a convins. Mi se pare un curs cu multă vorbăraie inutilă. Putea să comprime ideile mult mai bine și să nu stea atât de mult pe ele, că înțelegeam din prima. Pare că a pus o etichetă definitivă femeilor și că încearcă să definească procesul de interacțiune cu ele drept a fi o vânătoare continuă, deși în realitate lucrurile sunt mult mai simple. Unele gânduri mi se par de bun simț, pe majoritatea le-am enumerat în acest episod, dar multe dintre ele sunt deja întipărite drept ca un sens. Nu cred că e ceva nou pentru un urmăritor de rând. Multe idei și sfaturi mi se par eronate complet, greșite și să zicem cel puțin ciudate, care nu cred că îi fac cinste unui bărbat, mai ales unui bărbat alfa.
precum cea cu intinsul pe jos, de a vorbi cu prietenii imaginari, de a face flotări în metrou și de a vorbi singur în public. Luând în calcul conținutul cursului, cât și prețul acestuia, încadrez dezinhibare emoțională la scursuri, cu o rușinatică notă de la 1 la 10, de 2 și merită 2 pentru că am auzit și niște lucruri bune în curs care trebuiesc mai bine întipărite în gândire. În rest, mi s-a părut o pierdere de timp și de bani și nu cred că Loren Login a avut intenții rele, eu chiar cred că crede în chestiile pe care le zice, însă mi se pare redundante. Iarăși, nu uitați, asta este strict părerea mea, a unuia care nu se ceartă cu prieteni imaginari pe stradă.